Numele meu este Liviu Vasile Pop, cum probabil este trecut acolo jos și cum am spus și Ovidiu, căruia mulțumesc pentru introducere. Fac parte din Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, din departamentul de sisteme de direcție asistată electric. Da, dacă mai devreme Cătălin ne spunea de parte de percepție, în care se preiau datele din mediul înconjurător, eu pot să vin să spun că acum sistemul de direcție e partea care acționează, bazat pe inputurile primite de la colegii noștri, de la radar video și așa mai departe, și ia decizii sau ajută șoferul în virarea mașinii. Scopul prezentării de astăzi este cumva să fac un mic overview asupra stadiului actual de development, a ceea tot ce înseamnă sisteme de direcție asistată electric, Electrical Power Steering Systems, pe care le vom prescurta EPS, sau așa o să fie cel mai des întâlnit în prezentare. Da, și nu numai stadiul actual, ci și un pic despre stadiul viitor, unde vrem să ajungem și cum o să arate sistemele de direcție asistată electrică în viitor. Ok. Ca și agenda, o să avem o parte de introducere în care o să discutăm despre un pic despre istoria sistemelor de servodirecție, cum au apărut și cum au evoluat de-a lungul timpului. Apoi o să mergem la partea de the now, adică acum, stadiul actual a ceea ce se întâmplă. O să vorbim despre tipuri de sisteme de direcție asistată electric care se află astăzi pe mașini, în circulație. Apoi o să vorbim despre autonomous driving sau conducere automată și cum sistemul de direcție asistată electric se ce rol are și cum acționează. Ok, și pentru asta o să vorbim cumva și despre Steering Control Unit, adică unitatea de control a sistemului de direcție, o îmbinare între hardware și software care ajută la realizarea conducerii autonome. Apoi o să mergem la the future, asta viitorul, unde o să vorbim despre unul dintre... Perspectivele sunt multe și proiectele și ideile sunt multe, dar astăzi am ales să vorbesc puțin despre un concept nou, se numește Steer by Wire sau conducere prin fir, unde o să vedem chiar cum o să arate sistemele de direcție pe viitor, iar apoi un scurt Q&A, desigur. Da, deci practic, la început, dacă stăm să regândim, mi-aduc aminte și acum bine, aveam un vecin care de fiecare dată când venea de la lucru, era supărat că trebuie să depun o grămadă de efort și îl dor mâinile de la cât conduce și că nu știu ce vecin de acolo din zonă avea o mașină cu servodirecție și vai ce bine mergea. Nu prea înțelegeam eu atunci care sunt conceptele, dar da, făcând așa o analogie, teoretic primul sistem de direcție ar fi fost doar unul pur mecanic, în care aveai volanul, coloana de direcție și cremaliera, care oferea, ajuta șoferul să vireze loțile. Cu cât timpul trecând, tehnologia a evoluat spre sisteme de direcție hidraulice, unde asistența către șofer este dată cu ajutorul unei pompe hidraulice, care pompează lichid fluid hidraulic, pentru a putea asista șoferul și a-i ușura manevrele de virare. O soluție fiabilă, care a dăinuit, trăit ceva vreme și încă se mai găsește pe unele mașini în ziua de astăzi. Dar singurul, un dezavantaj pe care l-avea, de exemplu, este că tot timpul pompa hidraulică trebuia să fie tot timpul pornită, acționată mereu de motor, pierderi mari. Da, și nu chiar cea mai potrivită pentru conducere autonomă, să spunem. Iar apoi, un sistem de direcție asistat electric full, cred că a apărut undeva în jurul anului 1988, pe un Suzuki Cervo, da? Și practic ce se schimbă acolo e că nu mai există deloc acel sistem hidraulic și exact cum puteți vedea în imaginea prezentată acum, asistența sau pentru virarea acordată șoferului este realizată cu ajutorul unui motor electric. Bun, dacă procedem la următorul slide, o să vedem
câteva tipuri de sisteme de direcție asistată electric și categoriile de mașini pe care acestea sunt capabile să le deservească. Avem EPSC, acel așa numitul Electronic Power Steering Column, unde practic în asistența motorului este cuplat direct către coloană de direcție și este de obicei folosit pentru automobile de clase mici și mijlocii. Apoi putem să trecem la EPSP, care înseamnă EPS Pinion, Electric Power Steering Pinion, unde acesta este folosit pe transferul către un transferul se face prin ajutorul unui mecanism de tip pinion cremaliere și este folosit pentru mașinile mici și mijlocii. Apoi sistemul EPS Dual Pinion, unde avem două pinioane de această dată, motorul fiind angrenând dintr-un capăt la un pinion și transmisia către șofer fecundese în capătul celălalt printr-un alt pinion. Servește mașini de clasă, să zic, compactă până la și SUV-uri și apoi cel mai optim, să zic, ar fi EPS APA, care este un sistem de direcție în care asistența se oferă prin intermediul unui lanț cu bile pe o cremalieră de tip șurub. Dacă mergem pe slide-ul următor, o să avem și aici o imagine reală cu sistemele de direcție. După cum spuneam, EPSP, cel single pin, îl putem vedea că motorul acționează direct printr-un așa numitul worn gear, direct către bară de torsiune către șofer. Avem sistemul dual pinion, unde se poate vedea clar că da, motorul angrenează prin al doilea pinion, și sistemul EPS APA, acolo unde nu se poate vedea clar, dar pentru că nu este secționat, dar este vorba de acel lanț cu bile despre care vorbeam. Bun. Când vorbim de sisteme de direcție în contextul autonomous driving, le putem privi și ca un smart actuator, să zic, ca un actuator inteligent, care printr-o combinație de electronică, de hardware și software, oferă accesibilitatea și puterea computațională de a obține funcții de conducere autonomă. În acest context, SAE sau Society of Autonomous Automotive Engineers, societatea inginerilor domeniul automotive, a definit astfel 5 nivele de automatizare, să le zic. Nivelul 0, care nu este prezent aici, deoarece este nivelul strict fără niciun fel de automatizare, cel simplu mecanic, ar fi nivelul 1, denumit și driver assistance, în care vehiculul este condus de către șofer, dar pot exista anumite funcționalități de driving assist, să le zicem. Se pot introduce în designul vehiculului. Ar fi nivelul 2, care este partial automation sau automatizare parțială, în care vehiculul are funcții precum automate, precum accelerare sau anumite manevre de virare, dar tot timpul șoferul trebuie să rămână conectat și să fie mereu atent la ce se întâmplă în jurul lui și să acționeze în concordanță. Nivelul 3, care ar fi conditional automation, în care șoferul încă este necesar, dar nu este cumva neapărat obligatoriu să monitorizeze chiar tot ce se întâmplă în jurul lui, dar ar trebui tot timpul sau cum acționează mașina în momentul respectiv, dar trebuie tot timpul să fie pregătit să acționeze în caz de nevoie. Nivelul 4, high automation, în care mașina în sine poate să performeze toate
funcțiile de conducere, dar la fel șoferul trebuie să fie prezent acolo, și nivelul 5 full automation, în care vehiculul este capabil să facă, să se ocupe de tot procesul de conducere, și dar în același timp tot timpul șoferul va avea mereu puterea de a prelua controlul asupra autovehiculului. Însă nu este necesar, pentru că la nivel 5 de automatizare, teoretic, vehiculul ar trebui să se descurce singur. Da. Cu cât crește nivelul de automatizare, putem spune că cresc și nivelele de siguranță pe care trebuie să le asigurăm la nivelul pe parcursul conducerii. Considerând că, așa cum am menționat mai devreme, nivelele 4-5 deja implică, 3-4-5 deja implică decizii pe care mașina le ia singură, fără neapărat intervenția șoferului, trebuie să asigurăm, să fim siguri că oferim sisteme redundante și care au o rată de failure in time, acea rată de failure in time fit cât mai redus. Iar pe slide-ul curent putem vedea o comparație între două produse pe care Bosch le oferă ca și unități de control pentru sistemele de direcție. Ar fi cel de C3-C6, în cazul acesta este menționat cel de C6, și cel de D12. Diferența ar fi, după cum se poate vedea, numărul de faze cu care prin intermediul cărora se controlează motorul, nivelele de asistență, nivelele de automatizare la care se pot ajunge. Cu cel din stânga putem vedea că ajungem la nivele de automatizare 2+, iar cu cel din dreapta putem să vorbim deja de nivelul 4. Cel din stânga are, ambele au un circuit electric redundant, așa cum spuneam, dar diferența dintre cele două fiind, de exemplu, cel din stânga, C6-le, are două controlere care acționează pe principiul main backup, iar cel din dreapta are două controlere independente la care aceste roluri se pot schimba viceversa în funcție de necesitate, în funcție de situația de conducere sau în cazul în care unul dintre ele se degradează, pot schimba între ele aceste roluri. Da. Mergând mai departe, putem ajunge la, să ajungem la the future, unde chiar dacă cumva industria automotive, să zicem că a fost un pic mai înceată decât restul tehnologiilor, cum ar fi piața de smartphones, multe concepte sunt noi, sunt și aici, și multă muncă se întâmplă și în spatele cortinei, să zic așa, prin care se încearcă descoperirea de noi funcționalități și se dorește avansul tehnologic. Da, cu cât se progresează mai mult spre ideea de electrificare, de mobilitate electrificată, să zicem, apar deja probleme de design al mașinilor, deja producătorii auto trebuie să regândească toată strategia de construcție a unei mașini. Da, și în această direcție ar fi ideea de steer-by-wire. Deci, în majoritatea conceptelor pe care le vedem despre cum vor arăta mașinile viitor, o să vedem mașini în care, practic, volanul nu mai există sau volanul există, dar poate fi oricând înlăturat și tras în interiorul bordului, așa numitele stowable steerings. Da. Asta se poate dacă ajungem la concluzia de un sistem de steer-by-wire în care conexiunea dintre volan și cremaliere este conexiunea mecanică, este îndepărtată și singurul fel prin care ele pot comunica este prin intermediul a unor fire, să zicem, de unde și numele steer-by-wire. Practic, eliminând coloana, putem reduce spațiul, putem face spațiu pentru alte accesorii sau pur și simplu șoferul devine un pasager al mașinii fără să-și facă nicio grijă că mașina lui va funcționa la fel ca și înainte. Cea mai mare
să zic, cel mai mare challenge sau cea mai mare provocare pe care am avea-o acum prin ideea de steel-by-wire este legată de siguranța șoferului. Tot timpul, dacă stăm să ne gândim, o componentă mecanică ar fi tot timpul considerată mai sigură decât transmisia unor date prin intermediul unor fire. Da, dar în același timp, odată cu înlăturarea cuplului conexiunii mecanice, putem considera și faptul că vom avea posibilitatea de a implementa funcționalități mai avansate, precum variable steering ratio, în sensul de putem vira volanul doar, nu știu, 15 grade și roțile se întoarcă mult mai mult, o să ajute la manevre de parcare, la fel pentru stabilitate la viteze mai mari și multe alte funcționalități care prin simpla conexiune mecanică între volan și cremalieră ar fi fost destul de greu de implementat sau care ar fi adus componente noi în sistem. Da, o să trecem mai departe la următorul slide și aici o să am o imagine conceptuală, abstractă, despre diferența dintre un sistem de direcție actual, sistem de direcție electric, asistat electric actual și un sistem steer by wire. După cum putem vedea, legătura directă între volan și cremalieră dispare, dar și cumva se pot deriva de aici două subsisteme. Care sunt vizibile în imaginea din dreapta, ar fi subsistemul volanului și subsistemul cremalierei, să-i spunem, unde subsistemul volanului e, practic consistă din volan cu un motor electric care trimite informații, să zic, înapoi către un ECU central, iar pe partea de sistem al cremalierei, de partea de jos, putem vedea același sistem clasic care este și acum o mașină, doar că lipsește acea conexiune cu volanul, acea bară de torsiune, care și acesta, la rândul lui, comunică cu un ECU central, să zic. Acum, totul e la nivel de concept, fiecare dezvoltator probabil vine cu ideile lui de cum ar trebui să arate, dar cei de reținut, ca și concept, nu va mai exista o legătură mecanică între volan și cremalieră, ci doar comunicația sau transmiterea de informații se va face prin intermediul unor fire. Deci, practic, vor fi două motoare independente, unul la volan, unul la cremalieră. Vă mulțumesc pentru atenție. Întrebări dacă sunt. Da, mulțumim Liviu, foarte interesantă. Cu mare drag. Vreau să te întreb, bun, volanul, hai să zicem că îl decuplăm, dar pedala de accelerație și de frână urmează aceeași mecanism, adică o să fie și decuplate sau cum? Sincer, nu pot să-ți ofer un răspuns la un răspuns concret la întrebarea asta, dar ținând cont că putem lua decizii de frânare și de accelerare la anumite momente, poate la nivele mai mari de automatizare, cândva, pe viitor, cel mai probabil. Am înțeles. Și bine, acum, dacă ar fi să conduc, nu mi s-ar părea personal un risc chiar așa mare, bănuiesc că poți tot timpul să ai un control foarte bun a faptului că volanul e conectat transmite date și poți dai seama când ceva s-a întrerupt. Păi asta spuneam că când vorbim despre sistemele acestea care și cum fiind dacă vorbim despre direcție în sine, e un element, nu știu cum să zic, de bază al mașinii, nu prea poți merge fără să învârți volanul, dar da, vorbim de sisteme redundante, exact cum am zis, deci de la alimentări redundante, fiecare controller este alimentat separat, comunicație separată, totul este dublat, să zic, pentru a asigura că nu prea se întâmplă, că nu o să se întâmple astfel de scenarii în care să riști să rămâi fără direcție. Da, nu cred, că nu-mi dau seama de, da.
având atâți ani de lucru și cercetare în spate, pentru asta nu cred că o să fie probleme, da, cel puțin da, mă aștept. Bun, foarte interesantă prezentarea. Mie mi-a plăcut și articolul în special. Le reamintesc celor care se uită, dacă au întrebări pot să scriu ori pe Facebook, ori pe YouTube, ori pe Stream Event. Bun, mulțumim, Liviu. Cu mare drag. Trecem atunci mai departe la...